mulțumesc foarte mult. Bebele are 5 luni și jumătate. Ce să fac? Nu fac nimic, n-am făcut absolut nimic, am mâncat sănătos. M-am apucat de sport, dar nu foarte intens. Și cred că cel mai important lucru, alăptez exclusiv. Și probabil asta, cel puțin în cazul meu, în cazul corpului meu, funcționează și a funcționat. Văd. Vergeturi ceva după... Măi, n-aș vrea să sune niciun fel, dar chiar nu am nimic. Bine, în timpul sarcinii m-am și îngrijit. Mi-am dat cu tot felul de uleiuri, tot felul de creme și na. Da, văd că ai o sigurită, da. Adică adevărul este că... n-ai fi născut pe da, și nu mai mult decât atât, sunt mai slabă decât înainte să rămână sărcinată, ceea ce este wow, și eu mă mir. Pentru că știu că majoritatea mamicilor sunt copleșite după naștere. Am fost și eu copleșită imediat după. Nu, în niciun caz. Uite, eu am avut noroc să nu am lucrul ăsta. Nu e nimic de condamnat, nu e nimic greșit. Dar nu, eu chiar n-am avut, nu știu, sper să nu se întâmple de aici încolo. Dar momentan au trecut 6 luni și n-am avut nimic. Da, ai fost, ai zis, copleșită? Am fost copleșită la început pentru că evident este... un moment pe care l-a aștepți atât de mult și încerc să faci totul atât de bine și mai ales pentru că am alăptat exclusiv de la început, adică nu i-am dat nimic altceva decât lăpticul meu bebelușului. Na, sunt nopți nedormite și multe, multe, multe la rând. Dar în afară de asta, nu, e totul... Adică pentru mine a fost o experiență super frumoasă. Da, a avut probleme bebe, adică, nu știu, colici... Nici asta. De obicei, copiii care sunt alăptați exclusiv nu fac colici. Așa am auzit. Al meu plângea. Au fost câteva seri în care a plâns un pic. Dar față de alți copii, știu că spun asta și sună că pentru că e al meu, dar am făcut așa o comparație și este chiar un copil cu mințel. Bine, eu de când era la mine în burtică am vorbit cu el și i-am zis, mami, tu o să fii un băiețel cu minte, o să fii un băiețel calm și cred că m-a ascultat. Adică suntem cei mai buni prieteni deja. Doar cu el? Da, uite, asta este ceva ce deci am gândit. Tati, la revedere! Păi doarme și eu și tati suntem de acord să doarmă cu noi. Am stabilit... Da! Oh, păi cum altfel? Ce, sunt cuplu adică... care doar dorm... Adică tatăl separat și mama și copilul păi, separat? Toți la serviciu. Păi și al meu se duce la serviciu, deci, dar... el e pedepsit de nimic. Nu, este o chestie pe care și-a dorit-o și el. Nu poate să... Tot ne chinuim să-l punem în pătuț, dar... Nu, nici o șansă. Nu, e prea dulce, mă, e prea dulce și pentru mine recunosc că e mult mai comod. Na, doar mă trezesc și îl iau în brățică și gata, știi? Versus să mă duc la el în cameră și... El are camera amenajată, are pătuțul. Primul lucru pe care l-am cumpărat a fost pătuțul și ăsta e ultimul lucru pe care îl folosește, după cum văd. Da. Ce vreau să te mai întreb? Nu știu, aveți planuri de căsătorie? Da, 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 noi suntem logodiți. Suntem logodiți, da? Și urmează, na, am făcut botezul, am vrut să facem o petrecere așa mai mare, doar că n-am avut timp. Fiind cu copil mic, n-am avut timp să organizăm. Și da, a ieșit un botez super frumos. Ce să... Și nunta pe când? Nunta cât mai curând, nu știu, habar n-am. Depinde când ne... Nu știu, când ne reușim să ne setăm, să fie totul în regulă. Habar n-am. Mai revin la neața? Momentan nu pot să zic nimic, pentru că nici eu nu știu încă. Este o chestie pe care s-ar putea să o decid în funcție de copil și de nevoile lui. Pentru mine, de când am rămas însărcinată și de când am plecat atunci, pe 1 martie, mi-am stabilit și mi-am setat ca el să fie prioritar. Și acum să vedem, nu știu, cum decurge. În momentul ăsta nu-mi imaginez că aș fi putut să mă duc în altă parte decât să stau cu el. Nu-mi imaginez.